Aleșii județeni au aprobat la ultima ședință indicatorii tehnico-economici pentru creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare și aterizare a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Totodată, consilierii au primit și explicații de la conducerea aeroportului despre posibilitățile de a avea mai multe companii aviatice care să opereze pe Bacău. Creșterea capacității portante și modernizarea pistei și a suprafețelor de mișcare aferente ale aeroportului internațional George Enescu din Bacău este o necesitate. Aleșii județeni au avut pe masă la ultima ședință un proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv. Proiectul este eligibil la finanțare din fonduri europene prin programul operațional infrastructură mare la 2014-2020. Revizuirea studiului de s-a făcut în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul apelor de proiecte prevăzute în ghidul solicitantului lansat în 21 decembrie 2017 pentru proiecte noi de investiții și de asistență tehnică. Axa prioritară 2, dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate durabil și eficient, obiectivul specific creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului. Necesitatea investiției este determinată de vechimea infrastructurii și starea de degradare accentuată a pistei aeroportului. Pista a fost construită în 1954 și are în prezent o capacitate portantă extrem de scăzută. Se propune demolarea structurii existente și refacerea pistei cu dimensiunea de 2 km 2500 de metri ori 45 de metri lățime cu portanta majorată la PCN 65 de la actual 19, nu doamna director, deci la 19 la 65, se vor menține și amenaja cele două acostamente care vor încadra pista, 17,50 metri lățime fiecare, prin efectuarea de reparația dalelor de beton existente și colmatarea rosturilor dintre dale. Proiectul propune și alte elemente obligatorii pentru asigurarea conformității cu legislația aeronautică, cum ar fi realizarea la capetele pistei de decolare, aterizarea unor platforme, zone de siguranță pentru ieșirile accidentale ale aeronavelor în afara pistei, înlocuirea sistemului de balizaj existent cu unul modern și performant tip LED, amenajarea unor platforme antisuflu la capetele pistei pentru protejarea motoarelor avioanelor, refacerea sistemului de drenare și canalizare pluvială aferent pistei de decolare, aterizare și extinderea acestuia, astfel încât să se asigure colectarea și evacuarea apelor fluviale. Unul dintre consilieri a adus în discuție faptul că aeroportul Bacău înregistrează indicatori mai mici decât aeroportul din Iași și că avem doar o singură companie care operează aici. Eforturile Consiliului Județean vis-a-vis de aeroport sunt mari, îl tratăm cu maximă importanță, așa cum este firesc. Aș vrea să vă mai spun că trendul unor indicatori vis-a-vis de aeroport ne îngrijorează. Mai exact. Astăzi ne situăm pe ultimul loc din regiunea noastră vis-a-vis de un indicator, număr de pasageri, din răspunsul pe care l-am primit la comisie. Iașu are în jur de 1.200.000, Suceava mai mult de 500.000, am înțeles că noi avem în jur de 400.000. O întrebare pe care am pus-o și la care am primit un răspuns care m-a surprins a fost întrebarea legată de numărul de operatori de linie care funcționează pe aeroportul Bacău. Noi avem un singur aeroport, Iașu are 4. Pe Iași operează Tarom, Luieru, Uzieru și Austria. Noi doar cu Luieru, pe care îl moștenim de la fostul concesionar. Ce am făcut sau ce n-am făcut de a rămas în același stadiu, cu un singur operator pe aeroportul Bacău. Este foarte important, pentru că ceea ce am venit astăzi în fața dumneavoastră se referă la capacitatea portantă a pistei. Pista, sigur că aduce noi aeronave de o altă capacitate și aduce noi operatori. Este adevărat că avem un singur operator, sunt operatori care bat la ușă, dar noi trebuie să ne ținem de investiție, să le finalizăm ca să putem să ajungem în acest. Noi destinații, noi operatori și am să rog doamna Chelaru. Compania aeriană Blue Air, într-adevăr, este singurul care la această oră operează pe aeroportul Bacău. Noi avem discuții cu Izeru de 2 ani de zile, ei vin măcar de 2 sau de 3 ori pe an. Din păcate, pista, starea pistei nu permite avioane de capacitatea celor pe care le operează Uzeru, deși noi aici am avut o discuție cu dumnealor,
mai mult o chestie de politică a companiei care, în momentul în care vine la discuții, își ia în calcul tot ceea ce înseamnă infrastructură, iar pe o pistă de 20 PCN nu le permite ca și politică să vină. Dacă ar fi să aleagă mâine dimineață pe o infrastructură foarte bună și pe o poziționare a unui aeroport, ar veni fără niciun fel de discuții la negocieri cu aeroportul Bacău în primul rând. Aici va trebui să ne facem niște calcule legate de taxe, pentru că cu siguranță va fi nevoie să umblăm la el. Discuții noi am avut și cu Taromu, dar Taromu a spus așa, în primul rând și în primul rând va trebui să ne modernizăm tot ceea ce înseamnă terminal. Azi le-am modernizat, pentru că specificul pasagerilor care utilizează compania Tarom este un tip de pasager, să spunem, mai pretențios și aveau nevoie de un terminal cu mult mai multă prestanță decât cel pe care îl aveam noi. Dar Taromu, și aici o să vă dau din curte, eu sunt și vicepreședinte la Asociația Aeroporturilor și o să vă spun că la una din ședințele cu Asociația Aeroporturilor, Taromu s-a prezentat la această ședință și a solicitat directorilor de aeroporturi să se mai gândească un pic la tarife și să le lasă un pic mai sus, pentru că ar trebui să nu mai permitem acestor low-costuri să vină în România și să utilizeze tarife foarte joase. Eu am crezut că nu înțeleg bine prima dată, că practic ceea ce spunea Taron spunea să-i măresc tarifele ca să vină el, pentru că normal vine el, pentru că este o companie de stat și la o companie de stat nu întotdeauna te duci și îți faci niște calcule financiare corespunzătoare. Directorul Aeroportului Internațional George Enescu Bacău a justificat și lipsa în prezent a curselor interne. Ați văzut la Iași, din păcate, cursa vestită și făcută cu mare tamtam, București, Iași, Timișoara, s-a anulat. Suntem în niște discuții să vedem dacă reușim să o punem pe roate, dar vă spunem din start că nu este o cursă extrem de profitabilă și până la urmă se va face cu niște eforturi, dar nu suntem foarte optimiști că ea va fi o cursă care va fi pusă pe roate. Vis-a-vis de noul terminal, nu o spun eu, că noi suntem poate subiectivi, o spun toți ceilalți factori care au parcurs și au certificat. Zilele trecute a fost și Comisia de Certificare a noastră ca aeroport internațional. Este unul dintre cele mai moderne terminale din țară și nu cât contează poate faptul că este modern, dar este extrem de funcțional și pune la dispoziția și celorlalți colaboratori condiții de lucru nu numai net superioare celor vechi, dar cu siguranță printre cele mai bune din țară. Așa se face că pe lângă terminalul nou construit este necesară și creșterea capacității portante, precum și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente ale aeroportului din Bacău. Astfel, proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economice ai acestui obiectiv a fost aprobat de către aleșii județeni la ultima ședință de Consiliu.